Bine ați venit la Europa Liberă, sper de altfel o să vă simțiți bine veniți la noi. Mulțumesc pentru invitație, totdeauna m-am bucurat de posibilitatea de a mă împărtăși cu gândurile și cu idei într-o atmosferă liberă, nepresată de apartinențe partinice, politice, deoarece gândirea critică este ceea ce trebuie să fie în societate, indiferent de turbulențele politice. Dar ne trăim într-o lume cu tot mai multe conflicte și conflicte care devin tot mai accentuate și pronunțate. Credeți că o țară mică ca Republica Moldova poate să facă față unor pericole mari? Da, dacă promovează o politică înțeleaptă, dacă avem coeziune socială pe interior, dacă știm să ne aranjăm relațiile cu partenerii, cu prietenii și să consolidăm capacitățile noastre de apărare. Haideți să discutăm aceste subiecte și altele pe îndelete. Cu plăcere! domnul deputat Oazu Nantoi, aliații occidentale au declarat marți la Chișinău că vor oferi sprijin financiar Republicii Moldova, au promis de fapt un nou sprijin financiar de aproape 400 de milioane de euro la această platformă de sprijin pentru Republica Moldova și odată cu banii promiși, Germania și Franța, care au fost reprezentate aici la Chișinău de către șefele diplomației din aceste două țări, au promis că vor continua să ofere sprijin Republicii Moldova, în pofida unor noi crize care ar putea să apară în lume. Dar totuși, crize precum, de exemplu, este cea din Israel, dar totuși existența unor astfel de crize pune întotdeauna presiune pe resursele disponibile care există la partenerii, la partenerii vestici. Și cât îngrijorate sunt în acest context autoritățile de la Chișinău că iată s-ar putea ca acest sprijin occidental pe care s-a contat destul de mult în ultima vreme s-ar putea să fie diminuat într-un fel din cauza apariției unor noi crize de securitate de această dată în lume. Mulțumesc pentru invitație. O să-mi expun părerea mea personală. Și pentru început eu vreau să formulez o întrebare. Suntem în anul 2023 și suntem optimiști în, ce, în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030. Întrebarea mea este de ce N-am aderat la o altă cu Republicile Baltice în 2004. Întrebare... Întrebarea dumneavoastră da, este întrebare... pentru. Întrebarea aceasta trebuie să ne adresăm nouă. De ce noi, plecând din Uniunea Sovietică, în același timp aproximativ, avem traiectoria atât de deosebită? De ce primii trei președinți ai Republicii Moldova? aleși în urma alegerilor libere și corecte, erau fost membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist al RSS Moldovenești. Da? De ce în 2001, la 25 februarie, cetățenii Republicii Moldova au votat masiv 50 de procente și 7 sau 71 de mandate pentru Partidul Comuniștilor. De ce noi am ajuns la rușinea statului captiv când partidele care s-au declarat pro europeni ne-au promis nou parcurs european, deci împărțeau între ei fotoliile și funcțiile contraplat, ca la bișneț. Deci, și acum, da, situația s-a schimbat. Și aici nu atât e vorba de resurse disponibile. Republica Moldova este o stare, țară mică și pentru noi este problema mai mult absorpției a resurselor eficient să absorbim aceste resurse și să oferim rezultate, atât pentru noi, precum și pentru prietenii noștri. Și eu consider că asistența Republicii Moldova este una masivă, consecventă, structurată sistemic, prin diferite mecanisme. Acest lucru se datorează faptului că noi am scăpat de rușinea statului captiv prin alegerile din 20, 2020-2021. Aceasta se datorează faptului că noi am demonstrat că suntem un popor civilizat în criză cu refugiații și sigur că războiul din Ucraina a zdruncinat birocrația europeană. Eu nu sunt tare politicos. În raport cu prostie omenească, care nu este monopolizată de noi. Și ei au înțeles că trebuie să-și schimbe atitudinea față de asemenea state cum este Republica Moldova. Și numai prin această comunicare, parteneriat, se poate deconsolida șansele păcii în Republica Moldova, în situația când războiul din Ucraina încă rămâne, să spunem așa, incert. Nimeni nu știe cum se va încheia acest război. Dar așa cum vă întrebam mai devreme, credeți că apariția unor noi crize de securitate în lume ar putea să diminueze unele dintre ajutoarele europene, de exemplu, pentru Republica Moldova? Vă îngrijorează asta? În lumea antică, atunci când se investiga crimea pă, sau cine era, trebuie să răspunzi la întrebarea cui prodest, cui îmi Și când noi ne uităm la acest atac barbar al grupării militante Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie, când noi de mult constatăm parteneriatul între regimul lui Putin cu regimurile odioase din Coreea din Nord, din Iran, deci și noi urmărim ceea ce se întâmplă, eu personal urmăresc ceea ce se întâmplă în Ucraina, pe mine este clar că acest conflict din, în jurul Israelului convine Federației Rusă, în primul rând. Deoarece prietenii noștri din Ucraina, în primul rând, sunt alarmați de faptul că pentru ei vor fi alocate mai puține resurse. Acolo unde sunt mai puține resurse alocate, acolo mai mulți vieți omenești trebuie să sacrifici pentru ca în acest război barbar. Da? Noi suntem într-o poziție privilegiată deoarece suntem protejați de Ucraina. Și eu repet, pentru Republica Moldova, Problema nu este volumul resurselor, problema este capacitatea noastră de a absorbi aceste resurse. Uitați-vă ce se întâmplă cu reforma justiției. Nimeni nu poate reproșa guvernării că noi nu dorim să realizăm acest lucru. De ce merge atât de greu? Sistemul pune rezistență, deci există limite, Comisia de la Veneția, Constituția, deci nu putem folosi mijloacele lui Mihail Seacașvili de 20 de ani urmă, da? Dar aici nu este vorba de atât de resurse, precum de starea societății pe care noi am moștenit-o din Mizeria statului captiv și nu numai. Aș vrea să rămânem un pic încă la resursele financiare pe care le primește Republica Moldova și dumneavoastră, domnule Nantoi, probabil i-ați auzit de mai multe ori pe criticii guvernării de la Chișinău care au acuzat guvernarea că ar sta cumva cu mâna întinsă și ar aștepta ca să îi se ofere ajutor din partea statelor occidentale, spunând că aceasta nu ar fi o soluție pezabilă pentru problemele economice ale Republicii Moldova. Cum le-ați răspunde dumneavoastră? În primul rând, de, sunt probleme care nu se rezolvă pe durata unui mandat de guvernare. În calitate de fost inginer și nu numai eu m-am interesat de situația în sectorul energetic. Și pot să vă declar cu toată responsabilitatea că reformele în sectorul energetic, problema securității energetice a Republicii Moldova au fost sabotate de guvernările precedente, deoarece schemele în domeniul energetic aduceau venituri fabuloase pentru cei corupți și deoarece multe decizii ale guvernărilor precedente erau dictate de indicațiile de la Kremlin. Noi suntem astăzi, nu depindem, nu suntem șantajabili de Gazprom, este problema livrării curentului exact. electric de pe malul stâng, dar asta, să spunem așa, e un fel de, probabil în șah asta se numește sacrificarea calității sau cum pierdere, că suntem nevoiți să mergem la asemenea, să recurgem la asemenea mecanisme, deoarece cei ce au rămas din economie națională a Republicii Moldova trebuie minținute și fără prețuri previzibile cât de cât și acceptabile la curent electric, noi putem să îngropăm cei ce au mai rămas. Deci, dar despre resurse, resursele din exterior, eu sunt de acord că eu cel puțin sunt tare Îngrijorat de faptul că nu se întrezărește o perspectivă de creștere economică sustenabilă în Republica Moldova. Noi, în continuare, vedem că tinerii pleacă. Pe de o parte, tinerii din Republica Moldova, la diferite concursuri internaționale, se manifeste cu medalii, cu deci, performanțe, dar, pe de altă parte, în interiorul societății, noi avem acea atmosferă unde există clișeu. Dacă vrei să reușești, trebuie să pleci. Da? Și această stare psihologică presează și noi trebuie să găsim soluții pentru schimbarea atmosferii din societate pentru ca cetățenii Republicii Moldova să se creadă în faptul că ei se pot autoriza la ei acasă și de, despre securitate, eu în genere nu vreau să vorbesc investițiile serioase nu vin într-o țară care stă ca frunza pe apă, unde cad rachetele, nu se știe ale cui și nu se știe când vor ajunge, ce se va întâmpla dacă nu de doamne cade frontul din Ucraina. Vă dați seama. Prin urmare, guvernarea, faptul că guvernarea este criticată este normal, alta este că trebuie să fim obiective atunci când criticăm. La moment, noi avem susținere generoase din exterior, aceasta ne -a permis să trecem prin iarna precedentă, acordând asistență la mii și mii de concetățeni de -ai noștri. Aceasta, de ce după destrămarea Uniunii Sovietice nu s-a făcut nimic pentru eficiența economică, energetică Republica De ce de abia acum se discute proiectele despre eficiență energetică a clădirilor publice? Eu locuiesc în sectorul privat, bloc multietajat. Noi erosim resursele energetice. De câteva ori mai mult că consumăm resurse energetice pentru încălzirea unui metru pătrat, dacă nu greșește de patru ori, decât un european. Cine este divin? lucrurile astea nu se repară peste noapte și e regretabil că atât de târziu ne-am apucat de aceste proiecte, dar trebuie să ne bucurăm de faptul că avem asistență și rămâne să suflicăm mânicile și mai puțină demagogie și mai multă activitate. Republica Moldova împreună cu Ucraina așteaptă totuși la sfârșitul acestui an o deschidere a negocierilor de aderare pentru aceste două țări. Dumneavoastră, domnule Nantoi, credeți că Republica Moldova ar trebui să meargă în continuare în tandem, de exemplu, cu Ucraina în acest parcurs european sau ar fi cazul să se decupleze cumva de ea dacă ar fi posibil? La întrebarea aceasta astăzi nu există răspunsuri. În primul rând, noi nu știm cum va evolua războiul este una la mână. Chiar și în Ucraina, acum, întrebarea este deschisă. Pot fi realizate alegerile în condițiile războiului sau nu? Vă dați seama, când în fiecare zi mor oamenii și se așteaptă că iarna aceasta regimul lui Putin iarăși va ataca în mod barbar infrastructura pentru a provoca o criză umanitară în Ucraina, ceea ce ar putea să soldeze pentru noi iarăși cu un val de refugiați, etc., etc. A doilea moment. Ucraina nu este un stat simplu. Chiar ieri, mi se pare, sau la în ultimul moment a fost votată o lege cu privire la deci, monitorizarea persoanelor cu demnitate publică sub aspect financiar. Era condiția Uniunii Europene. A fost rezistență pe interior, dar totuși s-a insistat și s-a votat în ultima instanță și acum Ucraina a îndeplinit cerințele formale pentru ca să fie adoptată decizia de începutul procesului de negocieri. Noi, înainte de a vorbi despre decuplare, trebuie să ne uităm de cum stăm noi cu realizarea temei de casă. Nu noi vom decide, deoarece Uniunea Europeană formulează cerințele, acordă asistențe și în ultima instanță decizie, decide această țară este gata pentru aderare și aceasta nu. Iată, uitați-vă ce s-a întâmplat, de exemplu, cu George, care pe timpuri emana mult optimism, în special când Sacașvili venise, etc., etc. Prin urmare, eu consider că această întrebare nu trebuie să ne preocupe pe noi. Prioritatea absolută este capacitatea noastră de a absorbi aceste fonduri și de a realiza acele reforme de care în primul rând avem nevoie noi și care vor fi apreciate de uniunea europeană. Odată ce se adâncește, să zicem așa, acest proces de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană se va pune tot mai mult în discuție ce se va întâmpla cu regiunea uh, Transnistriană, în Republica Moldova. Într-un uh, interviu pe care l-a oferit studioului nostru de la Praga, studioului Europei Libere de la Praga, președinta Maia Sandu spunea că în următoarea perioadă ar putea exista o soluție geopolitică pentru, pentru conflictul înghețat din regiunea Transnistriană. Aș vrea să urmărim acum această declarație, domnule Nantoi, și după asta revenim să, să discutăm subiectul. I just want to reiterate that uh, the peaceful solution is the only acceptable solution for the Transnistrian conflict. On the other hand, if this first uh, scenario does not happen, I do believe that we should consider re reintegrating or uh, uh, integrating Moldova into EU into two steps. Uh, first the right bank of nistru and then the left uh, bank of nistru. președinte Sandu zice că dacă nu se va găsi totuși o soluție geopolitică, s-ar putea cumva să se urmeze acest model cunoscut deja al Ciprului din Uniunea Europeană, uh, partea de sud și cu partea de nord, o parte de sud care este în, în Uniunea Europeană și cea de nord sub control turcesc. Dumneavoastră credeți că cea mai optimă soluție care ar fi? Una geopolitică pentru uh, regiunea transnistreană sau mai degrabă o integrare pe parcurs, așa cum s-a întâmplat sau cum este cu cazul Ciprului? Eu nu prea înțeleg ce înseamnă o soluție geopolitică din momentul când în Constituția Republicii Moldova noi ne declarat stat suveran, unitar, etc. Prin urmare, dacă noi suntem un stat suveran, apoi responsabilitatea pentru rezolvarea acestei probleme ne revine în primul rând nouă. Și este un mare pericol ca noi să așteptăm ca cineva să vină cu o soluție magică. Eu mi-aduc aminte de 5 iunie 2010. Summitul Merkel Medvedev de la Mezeberg, unde în declarația comună se, propune, se propunea ca conflictul transnistrian să fie folosit în calitate de foaie de turnisol pentru sinceritatea relațiilor dintre Germania și Federația Rusă. Document istoric. Întrebare. Noi am fost întrebați când s-a semnat acel memorandum? Nu am fost întrebați. De ce? De ce că guvernările de la Chișinău a transformat, așa zisul conflict transnistrian în business murdar, cu contrabandă de miliarde, nu în lei și nu în ruble transnistrene aici câteva întrebări. Conflictul este unul intern? Părerea mea, nu. Da, sunt trupele Federației Ruse și unitățile paramilitare ale regimului. Această problemă trebuie să aibă o soluție separată. Eu consider când în cu NATO și cu Ucraina. Asta nu se referă la confidence bilnică. Majoritatea absolută a locuitorilor din Stânganistru dețin cetățenii Republicii Moldova. Toți agenții economici din Stânganistru pot efectua operațiuni de import-export numai cu actele emise de Republica Moldova. Prin urmare, acest regim anticonstituțional depinde 100% de cederile unilaterale ale guvernărilor de la Chișinău. La 22 iunie 2007, un oricare Vladimir Voronin s-a întâlnit cu un oricare Vladimir Putin la Novo și după negocieri au apărut Centrala de la Cuciurgană a obținut licență pentru livrarea energiei electrice în România, iar în insulele Virginie, în zona offshore, au apărut East Energy, Energy LTD, companie interpusă care culegea caimacul din afacere, această afacere, mur, afacere murdară din contul suveranității Republicii Moldova. Deci, eu consider că societatea noastră este. O, o, parte de responsabilitate pentru faptul că, dacă vă uitați la sondaje, nesoluționarea problemei transnistriane este pe răs ultimul loc al preocupărilor a cetățeanului de rând. Totodată și clasa politică este responsabilă de inițierea unui dialog în societate și pentru elaborarea unei viziuni. Noi trebuie să avem o viziune de țară reîntregită. Tot așa ca un medic tratează o boală grea. Este durere de cap cu ghilotină, da? Eu nu propun ghilotină. Eu propun ca o abordare complexă, ca să avem un dialog cu populația din stânganistul, ca să promovăm politici mult mai dure în ceea ce privește apărarea drepturilor omului în stânga da? inclusiv sau în primul rând a cetățenilor Republice Moldova, inclusiv să formulăm condiționalități pentru regimul din stânga pentru integrarea step by step microchirurgie a populației din stânga în spațiul informațional, economic, social, deoarece reîntregirea țării coste. De exemplu, e o singură întrebare pe care eu o vehiculez de mai mulți ani. În Stângănistul sunt 140.000 de pensionari. Cine o să-i întrețină în cazul reîntregirii? Trebuie să calculăm. Veteranii MGB-ului, Ministerului Securității, pensionari în Stângănistul, tot îi luăm la întreținere sau... Trebuie să fie niște criterii. Autoritățile de la Chișinău și de la Kiev au anunțat de curând că vor deschide un coridor de tranzit feroviar pentru cerealele din Ucraina și ele ar urma să ajungă din Ucraina în România și cel mai probabil mai departe spre portul Constanța. Era nevoie de acest coridor pentru că Rusia nu mai permite Ucrainei să da, exporte pe, pe mare. Ca să explicăm un pic lucrurile și pentru cei care uh, ne, ne urmăresc. Dar problema este că acest coridor ar urma să treacă prin regiunea transnistreană. Nu. Despre care... Problema este nu că acest coridor trece prin teritoriul necontrolat de oficialitatea Republicii Moldova. Problema este în ce măsură regimul de la Tiraspol este cooperant. La Tiraspol, imediat după 24 februarie 2022, ei au început, ei au înțeles riscurile, da? Pentru ei. Și imediat uh, au început să declare că ei sunt pașnici, ei sunt neutri. Uh, apropo, uh, conflict, când în uh, stânga a fost lansat ceea ce noi numim fake news despre o eventuală mobilizare, unde s-a repizit să fugă lumea de pe malul stâng? Pe malul drept, Domnule Nantoi, ați spus că cât se va ține cont sau va conta cât de cooperant va fi acest regim separatist de la Tiraspol în cazul acestui coridor de, de tranzit. Și dumneavoastră credeți că va fi cooperant pentru că a că, iată, regiunea separatistă un ar, un ar merge împotriva interesul Rusiei, care totuși. Și n-au încotro. Are... Rusia e departe, iar pretinsă Transnistria este o fâșie îngustă între teritoriul Ucrainei și restul teritoriului Republicii Moldova. 3700 de km pătrați și 202 km de la nord la sud și 452 de km de frontieră cu Ucraina. Ei nu au un Credeți că regiunea ar fi prinsă acum între Ciocan și Nicovală, dacă am putea să zicem așa? Da, ei uh, sunt conștienți de riscurile care există și, repet, Rusia este renumită prin uh, faptul că poate să-și să, să pedepsească pe trădători, cazul Litvinenco, deci când opoziția cum este nemicită politică și ei se tem de Rusia, dar totodată ei nu pot ignora contextul regional, Ucraina, vecinătatea Ucraina, nu pot ignora faptul că Republica Moldova se consolidează și eu consider că în culise se ajung la niște acorduri care, chiar dacă nu le plac Rusiei, Rusia nu are cum interveni. În care culise? Între culisele de la, din, de la, Tiraspol și împreună cu cei de la Moscova sau cum, ca să înțeleg exact când spuneți în culise? Nu, deci e vorba de, de faptul că doar negocierile nu sunt transparente între oficialitățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol. Arătați-mi, vă rog, acel document, de cine el a fost semnat, în baza căruia noi obținem e, curent electric de la Cuciurgan. Eu nu l-am văzut. Nici dumneavoastră nu l-ați văzut? Păi, cine l-a semnat? Care este puterea juridică acestui document? Înțelegeți? Și, da, eu țin minte hotărării guvernului 2000. 2001 sau din 2001, în bază care agenții economici din stânga Nistului primesc, obțin documente vamale, fără ca să plătească taxe vamale, accizii, etc., ceea ce constituie o crimă, da? Dar în prezent, în condițiile războiului, asta este realitatea. Unele înțelegeri nu sunt publice, ele contravin ideologiei oficiale acestui regim care este falit, da? Uitați-vă la pretinsul buget Transnistriei pe site-ul așa zisului Soviet Suprem. Acolo deficitul bugetului e 50%. De procent. Deci există înțelegeri sau discuții din, din astea care eu nu presupun, sunt publice dintre Chișinău și... Nu. Faptul că discuțiile nu sunt publice, asta este evident. Eu presupun că există înțelegeri care contravin intereselor Rusiei, dar care sunt nevoite să le accepte cei de la Tiraspol, deoarece ei își dau seama despre situația în care ei se află, între Ciocan și Nicoval. În special, ținând cont de faptul că Ucraina se află în stare de război și logica celor care se află în război, care luptă pentru supraviețuire, nițel diferă de logica birocraților de la Osecie. Și pe ce teme intuiți dumneavoastră sau presupuneți că se fac aceste uh, înțelegeri de culise dintre Chișinău și Tiraspol? Cea mai evidentă temă este livrarea curentului electric din stânga Nistrului de la un preț acceptabil și pe un termen previzibil. Asta este. În rest, noi vedem. Uh, jocurile în jurul certificatelor ecologice, uzina metalurgică, de încă n-am clarificat pentru care fabrică de ciment anume partea moldovenească a solicitat de la partea ucraineană ridicarea măsurilor anti-dumping, încă urmează de precizat. Deci asta este realitatea și ea poate fi tolerată pe timp de război. Când situația se va precipita, atunci sigur că se va cere transparență și mai multă coerență în ceea ce privește politicile de stat în direcția rezolvării acestei probleme. Întrebare scurtă aici, dumneavoastră, ca deputat ales al poporului, agreați astfel de înțelegeri care există așa ascunse între cele două maluri? Cel mai mult mie nu-mi place atitudinea față de această problemă din partea societății, din partea colegilor din Parlament, eu am în vedere pe toți colegii din Parlament, deoarece la 30 ianuarie 2016, Congresul Partidului Socialiștilor a introdus în program prevederea de rezolvarea conflictului în baza memorandumului Primakov. Asta este angajamentul de lichidare a statului Republica Moldova din 7 mai 1998 la Moscova și transformarea Republicii Moldova într-o federație contractuală. Asta este realitatea și normalitatea moldovenească în ceea ce privește atitudinea față de problema transnistriană. Și dacă societatea nu se trezește din somnul cel de moarte, deci e clar că și politicienii se comportă în mod respectiv. Noi avem nevoie de o conștientizare a importanței acestei probleme și nu putem să mizăm azi că în anul 2010 cineva va închide ochii la existența acestei probleme. Noi trebuie să demonstrăm că am făcut totul ce ne era în putință și atunci putem miza pe aceea că, iată, mai rămân probleme. Dar asta este părerea mea. Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, a readus în discuție în această regiune și în special la vecinii ucraineni nevoia aderării țării lor la NATO mulți ucraineni consideră că aceasta ar fi cea mai bună umbrelă de securitate pentru țara lor care se confruntă acum cu această agresiune. În Republica Moldova, pe de altă parte, despre subiectul NATO se vorbește foarte timid, atât în societate cât și în rândul politicienilor, aș putea spune. Colegul meu, Denis Dermenjic, a tot urmărit subiectul ăsta, ce s-a întâmplat cu atitudinea Republicii Moldova și a politicienilor față de NATO și a pregătit o întrebare pentru dumneavoastră, domnule unul antoi pe care îmi propun să, să o urmărim. O mare parte a populației din Republica Moldova este reticentă față de NATO și implicit față de ideea de aderare la alianță. În condițiile unui război în nemijlocită apropiere și în condițiile în care Federația Rusă este numită principală amenințare, nu credeți că ar fi necesar ca clasa politică, partidul de guvernare să lanseze în societate niște discuții despre avantajele aderării la un asemenea bloc? Deci, domnule Antoi, care e răspunsul dumneavoastră? Răspunsul meu este următorul. Țările Baltice, Lituania, Letonia și Estonia, astăzi n-ar fi existat dacă în 2004 n-ar fi aderat la Alianța Nord-Atlantică pe lângă Uniunea Europeană. Republica Moldova a fost protejată din punct de vedere geografic de Ucraina. Noi, slava Domnului, n-avem frontieră comună cu Rusia, dar aceasta deloc nu înseamnă, eu cu atenție am, privit, am citit proiectul Strategiei Securității Naționale și noi cu adevărat avem nevoie de discuții în societate, deoarece cum să asigurăm securitatea noastră. Eu nu imaginez ce nivel de consolidare și de înarmare a armatei noastre noi trebuie să avem ca de sine statator să ripostăm eventuale agresiuni din partea Federației Rusă deci ca fost inginer și ca fost ofițer, da? Prin urmare, noi avem nevoie de aceste discuții și aici eu pot să aduc două cifre, pot greși într-un sondaj, deci concetățenii noștri au fost întrebați, cum credeți statutul de neutralitate proclamat unilateral și nerecunoscut de Federația Rusă ne apără pe noi? Pare mi se că vreo 54% au spus că nu, da, sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică? Vreo 30% au spus da. Întrebarea este, ceilalți, 24%, cum înțeleg situația dacă nu vor în Alianța Nord-Atlantică și sunt conștienți de faptul că statutul de neutralitate nu ne protejează pe noi? Și în genere trebuie să recunoaștem că pe de o parte, este prevederea Constituției că statutul de neutralitate permanentă poate schimb, fi schimbat prin referendum cu votul majorității cetățenilor inclus pe liste, da? inclusiv din stânga inclusiv din autonomie găgăuză, da. deci asta este situația. Dar pe de altă parte, în societate, tot așa cum am spus că problema transnistriană nu este discutată, este una dată uitării, tot așa și noi tare ușurate și superficial avem o atitudine față de problema securității naționale. Dar de ce pare totuși acest subiect al NATO destul de sensibil pentru politicieni? El nu este sensibil, nu este de vorba de politicieni. E vorba de faptul că societatea noastră, în măsură cea în care poate fi considerat socium, deoarece o treime din concetățenii noștri consideră că Putin are dreptate în agresiunea împotriva Ucrainei. Știți lucrul ăsta, da? Deci noi am perceput uh, Alianța Nord-Atlantică, nu e vorba de mine, prin prisma propagandei rusești. Că este un bloc agresiv, că iată în Iugoslavie, ce a comis, iată, cu tare, cu tare. Și uh, în baza acestor clișee inoculate de propaganda rusească, o bună parte din concetățenii noștri își formulează și atitudine față de perspectiva de Republicii Moldova la alianța nord-atlantică. Dar eu consider că noi suntem pur și simplu obligați, obligați să manifestăm responsabilitate, deoarece, repet, dacă cineva nu a înțeles ce reprezintă regimul lui Putin, și nu a înțeles că chiar dacă Putin va dispărea fizic esența regimului din Rusia, nu se va schimba. Deci să nu ne așteptăm la scenarii e, roze, da? A, deci noi avem nevoie de proiecte de lungă durată de garantarea securității noastre și în opinia mea personală noi trebuie la modul cel mai serios să ne gândim, să ne pregătim pentru eventuala aderare la Alianța Nord-Atlantică, sistem colectiv, unde din nou ne se delegează unele responsabilități, dar totodată în baza articolului 5, noi ne simțim sub această umbrelă și trebuie să spunem foarte clar că investițiile serioase pe care eu le-am observat după începutul războiului din Ucraina în România se datorează faptului că România este țară membră a Uniunii Europene, dreptul la proprietate este protejat și este țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Deci investițiile se află sub umbrela Alianței Nord-Atlantice. Noi, pe de o parte, vrem și să trăim ca în Europa, dar cu mentalitatea modelată de propagandă rusească, așa, trebuie să schimbăm mentalitatea noastră. Domnule Oază vă mulțumesc pentru acest dialog. Vă mulțumesc pentru invitație. Acesta este podcastul Video pe Agenda cu o ediție nouă în fiecare miercuri. Puteți să găsiți acest podcast pe paginile de internet ale Europei Libere, pe rețelele de socializare, precum și pe YouTube. Pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.